Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu primăriile din grupurile de acțiune locală Bucovina de Munte și Bazinul Dornelor, organizează în data de 22 august a doua ediție a Festivalului Comorile Muntelui. Evenimentul va avea loc pe platoul masivul Rarău, în locul numit Muncei Rarăului. Potrivit Consiliului Județean Suceava, festivalul urmărește promovarea și valorificarea atât a resurselor turistice naturale, cât și a celor antropice, în cadrul acestora acordându-se o importanță deosebită elementelor de cultură materială și spirituală, cu accent pe tradițiile și obiceiurile din zona montană a județului. În sunet de toacă, trâmbiță și bucium, vă așteaptă gospodari, meșteșugari, artiști populari, bucate de stână și tradiționale, cântece și dansuri de pe văi Bistriței și Moldovei, comori din Lada de Zestre, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Suceava. Festivalul se va încheia cu un foc de tabără și se vor lansa lampioane zburătoare.